Să vezi și să nu crezi, în județul Vaslui a avut loc o înmormântare după toată rânduiala, colivă, pomeni și groapă săpată, dar cu mortul lipsă. Cam așa ar putea fi rezumată pățania neobișnuită prin care au trecut sătenii din epureni. Când s-au pregătit să îngroape creștinește, un consătean răposat rămas singur pe lume. Omul Ion Bulai, în vârstă de 75 de ani, fusese găsit mort în casă, iar poliția asesizată prin apela 112 a început cercetările pentru moarte suspectă. Cadavrul a fost dus la vas lui la medicina legală, cum medicii legiști au constatat că bărbatul a decedat din cauze naturale, câteva persoane din sat, dar și reprezentanții primăriei s-au și apucat să pregătească în mormântarea cum se cuvine. Dacă oamenii s-au ocupat de cele necesare după datină, primăria a rămas să aducă mortul de la Morgă. Numai că atunci când toată lumea era la biserică cu pomeni, colivă, dar și cu pachetele cu alimente pentru a da de pomană, oamenii au fost anunțați de reprezentanții primăriei că practic mortul nu va putea lua parte la eveniment. Cei de la morgă au spus că legea îi obligă să țină decedatul care nu are aparținătorii timp de 10 zile, apoi să îl declare ca social. Sătenii au rămas uluiți, mai ales că erau toate pregătite, inclusiv groapa săpată. Ce era să facem? Părintele a făcut o slujbă de sfințire a mâncării, care a fost dată de pomană celor prezenți. S-au strâns prosoapele, s-a strâns tot și asta a fost, au spus cei care s-au implicat în pregătirea înmormântării. Este de apreciat când cineva se implică în asemenea cazuri. Tare costă, dar oamenii cu credință sunt stritori. Unul a adus prosoape, altul pomenile, altul ce a putut. Chiar sunt de apreciat cu toții. Acum că s-a nimerit așa, ce putem face? Bine că i-au fost aprinse lumânări, că și așa a murit fără lumânare. Nu știu dacă se vor mai face alte pomeni pentru când va fi adus. Vom vedea. Bietul Ion nu a avut noroc nici pe ultimul drum, spun sătenii, relatează mesajul .ro.